Salutare, prieteni, vreau să vă arăt astăzi. Salutare. Ne-am fugit din șatră. N-am vrut să vă arăt până acum, până la momentul ăsta. Surprise! Bucater! Cine ai fugit din șatră? Da. Aoleu, salutare, Doamne ajută la toată lumea. Chiar m-a răpit din șatră și m-a adus aici la băi termale. Ai găsit un cercin? Am văzut că vă e dor de escapadele cu bucătarul și am zis dacă tot a trecut ceva timp de când de ce inel are bucătarul? Mi-a adus și inel ca să mă invite la piscină. Da, prieteni, revenim. Salutare! Suntem la piscină. Uitați-l pe ursul Brumi. După TikTok. Am obosit. Hai la cădite. Hai. Mă duc să relaxez pe alin prieteni și revenim de acolo. Hai, ne schimbăm. Hai să stau acolo, relax. Aici, uite, la noi nu stăm, am găsit și zonuri libere. Păi e prea full. Gata, prieteni. Acum ne îndreptăm spre cădițele alea termale. Te băgăm la tratament, Miha. Mă bagă la tratament, la recuperare. E bună. Ia, Gabi, să te vedem. Dacă îmi primești pe lângă. Ce cu camera așa pe mine? Hai, Mitricuță, la fleșcuță, hai, Mitricuță, la fleșcuță. Hei, Mitrică. Haideți, prieteni, să ne îndreptăm. Gata cu tunița, te-am adus la tratamentul de bondar. Da, să scăpăm de durerea asta de picior care am de care m-am săpat bondar. Deci suntem aici, prieteni, cu bucătarul, cu Alin. Vă arătăm și așa un pic. Asta-i Leuțu, cădițele. Nu știu dacă putem să filmăm aici, că e foarte multă lume. Dar am zis să vă arătăm așa pe fiecare loc prin care trecem câte puțin. Eu o să merg și la masaj, că e aici un masaj, de cum vrea Alin masaj. Și mai revenim la voi. Gata, prieteni, am revenit de aici din râu. Ne-am băgat puțin și în râu aici, să vă arătăm peisajul. Uita șucălău. Ușor, David. Cum e? L-ai ghiotat-o pe cutunița? Da, mă mir, dar ok, dar nu ridic așa, pe bun eu de urmă, mă uit la o persoană și mă mir așa, m-am uitat la cutunița de dimineață, de mă dă seama, am văzut într-o roche și am luat o roche de aia frumoasă, cum poartă ele, și era verde, și venea foarte frumos pe corp, venea frumos și chiar am zis ce frumos să stă, ce bine te-ai îmbrăcat. Păi vomită. M-am mirat de ea și dacă nu mi-a fost rău cu cutunița, profesor, și n-aș știu de ce. Păi hai să pui, că trebuie să pui scuipat pe frunte. Trebuie să pui scuipat pe frunte. Cu bâltele alea. Eu am vrea să spun că dacă mă mir de cineva, zace omul ăla la padă, nu se mai ridică. Și eu m-am mirat de tine cu rochea verde. Auzi, până ajungi la spital. De să pui scuipat repede. Că după aceea... Nu, serios, îi zic dacă l-am spus la pomână și îi pun scuipat. Fără vrăjeală. Da. Spune. Nu mă face să râd, că nu e bine să râd. Lasă-l, lasă-l, lasă-l. Serios. Nu, fără vrăjeală. Să nu fii zios. Scripește-te. Uite, să-l lasă. Să nu-ți rău, că nu e bine. Cas. Zic că stă rău. Dar cred că... Mă, ce? Nu e în regulă. Da, nu pune să cu lacrimile, tu râzi. Cred că ea e răcită ceva și e răceala de la ea. A intrat azi cu ea acolo în gadă. Pe popa. Păi la ce să chemăm părintele? Pe popa. Hai, chemăm. Da. Îi pune scuipat pe frunte. Da, așa dar mișcă-te din loc. Mișcă-te din loc. Așa, dar acum poți să te pui. Nu, serios. O să vezi tu dacă nu-i treci într-o jumătate, eu îmi tai gâtul. Eu am uitat că eu când mă uit pe cineva și mă mir... Mă, ce? E nebunit? Îl dă 8 de 10 la pază. Așa am făcut cu Alin într-o zi. Săptunsese. Și luase un tricou ce luase negru. Și zic ce bine stă, o să nu te mai îmbraci negru, că uite ce bine stă în culori deschise.
n-am apucat să zic bine, că lui apali în durerea de capul, bubuia capul, nu mai putea să mai... N-aveam stare, în agitație, tot dat în picioare, nu mai putea. I-a zis tatăl nostru, a trecut. Ești o vreștere. Păi ce faci mie la mine, omor pe putunița, am venit și noi aici frumos cu voi. Stai să vă vorbesc. Să mai fiți un 20 de minute la putunița, dacă mai are putunița ceva, îi face lui tu. Eu plec în seara asta, bine că nu te uiți la mine. Doamne, să nu iubi eu și pe ea. Vezi, uite, pe așa îți dai seama. Tu așa îți dai seama, dacă îmi plăcea de Cătălin și mă dădeam la el, era leșină la pat. Că eu mă uitam... Bine că am burtă și nu-i place de mine. M-a dus să iau tămâie ceva din mașină, trebuie ceva. Nu, că doar m-am căutat-o. M-am mirat de ea, serios, să îmbrăcase frumos azi. Și avea o rochie de aia verde așa și îmi plăcea cum arăta pe corp, venea frumos. Da. Și ia ții, știi că ți-a zis în ușă. Zic, ce frumos vine rochia aia pe tine. Da. Și nici n-am ajuns bine acolo că ți s-a făcut rău, știi? O, asta îmi spune ea zis, că eu dacă eu pe cineva, vomit în pruna. Și așa asta-i pățit tu. Serios, ușor, mamă, că te rogăști. Oh. Eu m-am gândit că mi-a făcut de la mașină, la Alina. Păi, ce să-ți facă mașina cu 10 km mașina. Când ești de ochiar și spui la cineva tatăl nostru, spui tatăl nostru de 3 ori. Eu așa știu că se face. Caști și dacă caști și scurg lacrimi și așa, omul e de ochiar. Dacă da, și tu ai căscat de 2 ori, da. De 3 ori am căscat. De fiecare dată când ai tatăl nostru am căscat. Dar vezi că strece. Da, de ce l-am căscat? O, da, Dumnezeu să-mi treabă. Ia să vezi tu, dacă în 20 minute nu te faci bine. Dar eu nu mi-am dat seama. O să nu mai spunea 10. Și ați făcut toate ore degeaba. Păi tu ai zis 3, jos acolo și eu cu tu înseamnă că 5, tu ai de ochi atot. Păi chiar îmi plăcea 6, că avea părul prins, 8, frumos, făcută, nu știu 9, ce, și spusese rochia aia pe ea. 10. Și chiar am zis, ce mișto vine rochia de asta. De mâine o să vezi numai bag de ea 50 de fuste. Nu mai lasă așa. Să nu mai mă mir de altă loc, da. Bag numai fuste, țigănești pe ea. 50 de fuste. 10 baticuri. 10 baticuri în cap. Păi da. Uite, o zi. Nu, o să-i trec, o să vezi tu dacă nu-i bine. Da, prieteni, ce să mai... Eu am făcut beleaua, dar tot o scap. Da. Să vedeți voi că o să fie bine, putunița. Mai revenim în 10-15 minute, o să vedem pe bune dacă se simte bine sau nu. Să vedem, da, cum se simte, da. Dar eu zic că o să fie bine.